Bună dimineața sau bună ziua, doamnelor și domnilor. E o lansare de audiobook. De-a lungul anilor din urmă, am avut ocazia să vorbesc în mai multe rânduri despre bucuria pe care a marcat-o în viața mea apariția audiobook-ului. Deci în ce măsură am avut trăiri deosebite, ascultând în călătoriile mele, singur, la volanul unei mașini, texte excepționale ale lumii, citite de oameni care au harul, fără să fie neapărat actori, de a pune cuvintele, de a le da o viață pe care la lectura tăcută a noastră cu cartea mână în mână, nu o pot simți. Pe semne că cel mai de succes cititor al audiobook-urilor a fost Andrei Pleșu. Personal sunt convins că lectura pe care a făcut-o din Crai de Curtea Veche al lui Mateu Caragiale va rămâne un moment esențial în istoria culturii române. De fapt, cam toate audiobook-urile citite de el sunt pe locul întâi. Deopotrivă, prin măreția unor texte sau prin umorul infinit al altora. De fiecare dată, Andrei Pleșu știe să pună în lumină aceste două registre, să creeze bucurie și să dea celor care îl ascultă senzația că se poate trăi undeva și dincolo de viața de zi cu zi. Ultima lui ispravă în direcția audiobook-urilor este cartea lui Iov. Acesta este audiobook-ul. L-a citit în două reprize. A fost un efort teribil. O să vă vorbească el despre ce a simțit în timpul lecturii. Și ca să nu mai lungim vorba, îi las lui cuvântul să vă vorbească pe semne despre cartea lui Iov, despre felul în care a ales din Biblie exact această piesă și nu alta, și poate și despre senzațiile pe care le-a avut străbătând una dintre cele mai dificile piese la lectură, ca actor.